Ce mai spunea ea în mesajul nostru, ultimul nostru mesaj telefonic? Să mai ascultăm și revenim să vorbim apropo de viața ei și de cum va trebui, adică să vedem ce se va întâmpla în continuare cu ea, cu moștenirea și chiar cu fica ei, care trebuie să, este un copil extraordinar de talentat. Hai să vedem ce mai spunea Rona. Nu, n-am cum să intru pe Skype la Brancu. Fac o pauză de mai multe emisiuni, că sunt un pic, că adică trebuie să am grijă de mine în momentul de nu știu dacă voi face sărbătorile în țară sau în Canada cu familia mea. Nu prea pot să-mi programez nimic, pentru că a crescut, a apărut o mică, una din metastaze a devenit un pic rebelă, cea de pe creier, în timp ce tot organismul este vindecat, a apărut o metastază un pic rebelă și trebuie acum să o țin în frâu și să fac radioterapie. Dar o să fac un video pe pagina mea, Facebook, și o să vorbesc mai pe larg și despre căsătorie, în fine, da, îmi doresc să mă căsătoresc, e clar, mă proiectez într-o fericire completă din partea lui Dumnezeu, pentru că Dumnezeu nu dă lucrurile fără să le dea complete. Așa că vindecarea asta va fi completă, căsătoria va fi completă, mă aștept la foarte multe lucruri bune în viața mea și mă țin de tratament și sunt ascultătoare și printre picături fac cartea mea de mărturie, lucrez la ea în neștire și în același timp lucrez și la discul meu Eternity, care îl fac practic cu investițiile pe care le fac pe contul meu Fanny și aș vrea să vin în țară cu proiecte care sunt construite deja și ce să mai... Perioadele astea de contratimp în care nu pot să fac, de exemplu, nu pot să fac concerte, trebuie să anulez turnee și așa mai departe, îmi permit să avansez altfel. Deci, cred că era cazul să stau pe loc și să-mi scriu cartea mea de mărturie, care va fi o carte foarte completă. Iar după aia să scriu, de asemenea, albumul ăsta al meu, care să aducă oamenilor o lumină asupra faptului că Dumnezeu mi-a fost aproape de foarte mult timp și că toate piesele pe care le cânt despre Dumnezeu sunt reale, nu sunt niște invenții și, într-adevăr, foarte mulți oameni vorbesc acum despre Dumnezeu. Dar realitatea este că toți acești oameni n-au început acum două zile să inventeze niște chestii. Iau o relație puternică cu Dumnezeu dinainte. Și în această carte și în această mărturie se va vedea clar că sunt de 22 de ani în prezența lui Dumnezeu într-un mod foarte special. Cartea aceasta nu va mai fi scrisă. Poate trebuie să scrie alții despre Rona. Poate cei apropiați vor încerca să adune toate experiențele ei, mai ales după ce vor mai alina un pic această durere cei din familie. Doamna Pop, deci o radioterapie a fost făcută, o spune chiar. Dar n-ajungea. După radioterapie trebuia și operat, cel puțin așa cred eu și deci, nu înțeleg de ce nu s-a întâmplat. Metastaza putea fi operată? Bineînțeles. Vă spun cu toată, doamna care era lângă mine era operată de o metastază cerebrală și era foarte bine. A venit singură, vă spun, din provincie, era perfect, adică nu ai fi zis că are ceva. Și de asta eu nu știu care era situația și ce s-a întâmplat de fapt, că asta e ceea ce știm. Așa, voiam să vă rog, să știți că mie e foarte drag de postul ăsta de televiziune, vă spun și de ce, pentru că reia des niște filme pe care eu le iubesc din tot sufletul și anume e vorba de Toamna și Iarna Bobocilor. Așa este. Și atunci v-aș ruga și să sugerați să dea și Gagiodilo, n-a fost niciodată reluat și e un film absolut senzațional și pentru Rona ar trebui să vadă toată populația, pentru că este într-adevăr un rol incredibil și am înțeles de la ea, tot ea a povestit, că eu v-am spus, l-am cunoscut-o personal, că s-a dus la țigani să învețe. Deci da. n-a făcut rolul din așa, numai din... Lumea a și crezut că ea este de etnie da. N-a avut nicio legătură. Aia este talentul și dăruirea artistică. Bineînțeles, da.
se vede talentul în situația asta. Într-adevăr, așa a fost. Am văzut pe căruță și tot ce vorbea. Extraordinar. Deci da. Un rol senzațional, de Oscar. Mai avem câteva minute împreună cu Rona. După o scurtă pauză de publicitate, veți mai vedea o intervenție cu ea și un om, o mărturie a unui regizor care trebuia urma să se întâlnească cu ea. Rămâneți alături de noi. În atenția colegilor de la Cine Maraton, poate căutăm Gagio Dilo și reușim să-l dăm oamenilor chiar în acest moment în care ne despărțim de Rona. Ne întoarcem.